lumea s-a hotărât să aibă alte subiecte. Și pentru că toate lucrurile sunt pe dos în momentul acesta, răsturnarea asta de situație cuprinde în sine o mare pildă și o mare învățătură. Mântuitorul spune la un moment dat, vegheați și rugați-vă pentru ca nu cumva să vă ia prin surprindere. Marile evenimente ale lumii noastre, sunt evenimentele care se desfășoară într-o perspectivă total surprinzătoare și neașteptată. Adică se vorbea despre faptul că ar putea să fie un război în Europa, dar nimeni n-a crezut. Ucrainienii, care erau ținta acestor perspective, acestui război, au stat destul de liniștiți ca cetățeni civili. Ca armată, probabil că au făcut anumite pregătiri. Dar n-au crezut că se poate. Sunt atâția ani de când n-a mai fost război. Rapoarte și reportaje arătau că generația actuală n-a prins niciun război eventual și a construit propriile războaie joc cu jocuri electronice. Dar n a știu ce e război. Și apoi suntem într-o zonă extrem de civilizată. Civilizația de astăzi ni s-a spus întotdeauna că nu va mai aproba, nu va mai putea să producă, de fapt, un război ca cele care au fost două și mondiale din secolul trecut. Ne-am bazat atât de mult pe experiența noastră, pe expertiza noastră, pe educația, pe filozofia noastră, încât am spus, nu se poate. Oamenii obișnuiți cu războiul și-au dat seama că lucrurile ar putea să iau într-o serioasă. Comentatorii, analiștii, au spus că se va întâmpla. Cu toate acestea. Încă o dată. Cine a crezut? Știți? Scriptura e un analist social-politic fantastic. Dumnezeu, de pe tronul său, cercetează toate lucrurile, pornind din inima oamenilor la acțiunile lor și știe exact ce se întâmplă. Analistul acesta social, care este cuvântul lui Dumnezeu, a spus bisericii să se pregătească pentru că lucrurile vor veni dintr-o dată și surprinzător. Dar noi, datorită culturii, datorită educației, datorită faptului că am zis că trăim într-o zonă de pace, noi am zis, că nu se poate. Cred că nu se poate. Aș vrea să mă opresc aici și să vă întreb. Vedeți cât de repede? Vedeți cât de neașteptat se întâmplă tot? Și parcă lecțiile se adună și se comprimă pentru că Prima lecție a fost în 89, când a căzut comunismul și am rămas toți stupefiați și am zis, dar oare e posibil? Oare e posibil? Și de atunci au fost mai multe lucruri în fața cărora am zis, oare e posibil? Căderea turnurilor gemene. A fost un alt lucru care a luat prin surprindere toată lumea. Se vorbea că e posibil lucrul acesta, dar nimeni n-a crezut. Și când s-a întâmplat, a fost surprinzător, a fost rapid, ne-a luat prin surprindere. De-asta cuvântul lui Dumnezeu spune, vegheți și rugați-vă ca nu cumva să vă prindă nepregătiți, nu cumva să vă ia prin surprindere totul. Matei 24, Apocalipsul Evanghelic al Noului Testament, ne spune Vedeți că veți auzi de războaie și vești de războaie. Și, cum să vă zic, dar câtă vreme războaiele au fost departe, le-am măsurat politic. Și am zis, A, se bate X cu Y, nu e nicio problemă. E acolo, e departe. Da? când tot nordul Africii a fost frământat de război, când Siria a fost desfințată, pur și simplu, când oamenii au fost mânați cu gloanțele ca o turmă dintr-o parte într-alta, planificat sau nu, asta e o altă problemă, dar s-a întâmplat treaba asta, când am văzut aceste lucruri, am zis, nu dai departe. Astăzi, când războiul spunea cineva, vine la gard, și mă refer la România, acolo unde nu este inima și acolo unde nu este viața, când războiul vine la gard, acum când plânsul oamenilor se revarsă pe străzile românești. Când oamenii reușesc să își scape doar o valiză cu câteva lucruri și cu un copil în mână sau într-un căruț trec granița doar să scape, când femeile cu copiii se duc într-o parte și bărbații rămân acolo pentru ca, vedeți, Războiul acesta nu e un război tactic făcut doar cu niște trupe speciale. Este un război în care se cheamă toată nația. Este ca și cum murim toți. Sau nu. Și toți bărbații s-au dus acolo. Și când vezi ce se întâmplă. ajungi la concluzia că au fost vești altă dată, dar acum aveți lucrurile cu ochii tăi. Are vreo importanță? Are vreo importanță? Tot în Matei 24, versetul 32, de la Smochin, învățați pilda lui. Fiți atenți! când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Există lucruri care marchează istoria lumii noastre. Fără smochin, probabil că cei din Palestina ar fi știut mai greu că vara vine. I-ar fi surprins căldura, i-ar fi surprins ploaia târzie, i-ar fi surprins alte lucruri. Dar există, există ceva care anunță din timp. Fiți atenți, vine vara, pregătiți-vă. E mlădița. Lumea poate să privească la evenimentele care se întâmplă acum în Ucraina ca la niște lucruri care se întâmplă și în fața cărora nu te prea poți ascunde. Poporul lui Dumnezeu însă trebuie să citească mai mult. Oare ce ar trebui să citim? Sau, oare ce am citit în așa fel încât acum toate lucrurile să fie în regulă? Vă voi invita în seara aceasta la o recapitulare. Pentru că marea parte a Lucrurilor dumneavoastră le știți. Dar haideți să le, să le recapitolăm și să vedem unde suntem. Să vedem ce e de făcut. Am știut multă vreme că îngerii țin vânturile. E adevărat? Apocalips 7. Țineți vânturile. Comentariile biblice, volumul 7, pagina 968. Totul în lume se află într-o stare nesigură. Națiunile sunt înfuriate, se fac mari pregătiri de război. Națiune complotează împotriva altei națiuni, împărății împotriva altei împărății. Am știut lucrurile astea, dar cum să vă zic, a fost politică. Politica este acea artă și știință care deși națiunile sunt înfuriate, deși totul este nesigur, deși se fac pregătiri de război, deși se complotează la nivelul națiunilor uh, mișcări de agresivitate, cu toate acestea politica reușește să le țină pe loc. Noi am zis că politica le ține pe loc. Noi am zis că avem politicieni buni. Noi am zis că eu știu câtă vreme există cizma americană undeva în apropiere, lucrurile vor sta cum sunt. Așa am crezut. Am vorbit și am citit și despre Marea Zi Domnului. Marea Zi Domnului se apropie cu repeziciune și am zis da, se apropie, dar parcă nu acum. Dar, deși națiunile își mobilizează forțele pentru război și vărsare de sânge, porunca pentru îngeri este încă în efect ca ei să țină în frâu cele patru vânturi, până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. De ce ține Dumnezeu pace și liniște? Aici zice să fie sigilați. Nu trebuie să înțelegem vreodată că pacea și liniștea reprezintă lenea sau lipsa de activitate, nici la nivel de pământ, nici la nivel de cer. Trebuie să înțelegem că este un timp extrem de important, timp în care Dumnezeu se grăbește. Dumnezeu lucrează intens. Ce înseamnă când vânturile nu mai sunt ținute? Să vorbim despre îngeri învinși, îngeri obosiți, de ce încep să bată vânturile? Noi suntem pe pragul crizei veacurilor. Judecățile lui Dumnezeu vor urma una după alta, în succesiune rapidă, nu lentă foc, inundații, cu tremure, război, vărsare de sânge. Nu trebuie să fim surprinși de acest timp sau acest tip de eveniment. Deopotrivă, mari și decisive, căci Îngerul Harului nu mai poate rămâne mult ca să adopostească pe păcătoși. Cum vă explicați? Cum înțelegeți? Auziți, Îngerul Harului nu mai poate. De ce nu mai poate? Vă întreb încă o dată. Nu mai poate? Nu mai are putere? Este îngerul Harului învins? Suntem invitați să ne gândim la lumea antediluviană, pentru că evenimentele de atunci. Sunt un tip pentru evenimentele de acum. Cuvântul lui Dumnezeu spune ce s-a întâmplat în zilele lui Noe. Se va întâmpla și acum. Matei 24, 38. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe? Ce a spus Dumnezeu? Duhul meu nu se va mai lupta la nesfârșit omul. Păi de ce, Doamne, de ce să nu te lupți? Poziți, îngerul Harului nu mai poate să rămână să adăpostească pe păcătoși. De ce nu te mai lupți, Doamne? Acolo se spune, toate gândurile lor erau îndreptate numai spre rău. Și când vorbim despre rău, atunci ar trebui să ne imaginăm cumva lupta aceasta a lui Dumnezeu în legătură cu gândurile omului, cu acțiunile omului, cu ființa umană, și la un moment dat un Dumnezeu care zice, e gata. Cu alte cuvinte, omul îl învinge pe Dumnezeu. Dumnezeu pleacă. Îl scoate afară de pe teritoriul de unde el, omul, s-a făcut stăpân. Îl dă afară pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, Păi, e învins Dumnezeu? În cadrul mântuirii nu există decât două posibilități. Omul poate să fie salvat sau omul poate să decidă el nu va vrea niciodată să fie salvat. Și dacă omul decide că nu va vrea niciodată să fie salvat, Dumnezeu nu mai are ce căuta. Adică nu mai are la ce să lucreze acolo. Îngerul harului își retrage aripile sale protectoare și ultimele raze de har se duc. Vă aduceți aminte de comentariile acestea făcute cu ocazia. Acelui strigăt al Domnului Isus Hristos, Ierusalim, Ierusalim. De câte ori am vrut să te strâng, precum strânge cloșca puii sub aripi. Și tu? N-ai vrut. Asta e problema. N-ai vrut. Îl învingem în sensul dureros, în sensul durerii. Îl învingem pe Dumnezeu. Învingem acest înger al harului. Sigur, poate că vă gândiți în, drept, în momentul acesta, hai să fim serioși, poate că nu e așa dramatic. De ce o faceți așa dramatică? De ce construiți atât de dramatic? Dacă nu e așa, dacă lucrurile se opresc și chiar dacă se întâmplă zona în Ucraina, s-a întâmplat înseamnă că, într-adevăr, acum lucrurile merg în direcția respectivă? Când îi înfrăgezește, cum zice, mlădița. Sigur că mlădița poate să înfrăgezească și cineva poate să zică, ei, e vara aproape, dar nu se știe exact cât de aproape e. Cu toate acestea, pentru cel ce cunoaște și pentru cel ce are încredere în această hartă, în frăgezirea mlădiței, contează. Deci, de vreme încoace mlădița tot dă muguri. Am spus căderea comunismului, căderea turnurilor, schimbarea societății, într-o societate de control, momentul în care oamenii își Propun ei înșiși să salveze planeta, pentru că ei își dau seama că planeta este la capătul resurselor și puterilor ei. Dar nu se întorc la Dumnezeu, ci ei decid lucrul acesta. Războaiele care erau și până acum. Și, în final, un război în zona în care n-ar fi trebuit să fie război. Din ce cauză? N-ar fi trebuit să fie război. Aici, în Europa. Pentru că Daniel 2 spune că în Europa se va așeza un chip care, al cărui picioare era un aliaj foarte interesant, dar era una. Era lut și fier, e adevărat. Dar era una. Și toată lumea se obișnuise, că, se obișnuise cu faptul că ține. Că alianța ține. Că lucrurile merg. Și ne-am bucurat de comunitatea europeană. Ne-am bucurat de refacerea unei Europe după modelul Statelor Unite ale Americii. Vă spune ceva? Apocalips 13. America va face să mai existe undeva un chip al ei, foarte asemănător cu ea însăși. Și dintr-o dată ne uităm foarte bine că. America a încercat și a ajutat. A încercat să realizeze o replică a sistemului ei democratic în mai multe părți. A încercat să realizeze o replică a sistemului democratic în partea de nord al Africii, așa numita primăvară a democrației africane. Mai că n-a funcționat acolo. În Europa, însă, se pare că a funcționat. Și democrația respectivă a zis, suntem atât de puternici, suntem atât de solizi încât putem să ne unim unii cu alții. Și într-un fel oarecare, atunci când s-a unit fierul cu lutul în Europa, toată lumea a zis, o, oh, e o nouă civilizație care stă pe picioarele ei. Și de asta nu trebuia în mele să aibă loc războiul aici. Numai că analistul istoric, care este Scriptura, spune nu se vor uni. Nu se vor uni. Nu vor putea să fie împreună. Și iată un semn al faptului că nu sunt împreună. Tulburări în Europa, ca niciodată. Ceea ce este interesant este faptul că spiritul de război nu este o problemă numai exterioară, este o problemă interioară. Pornește din lăuntru și merge spre în afară. Auziți? Spiritul de anarhie va pătrunde în toate națiunile, iar izbucnirile care din când în când provoacă groaza lumii nu sunt decât indicii ale îngrămădirii focurilor urii și lipsei de legi care odată ce au scăpat de sub control, vor umple tot pământul cu tulburare și pustire. Unde se întâmplă treaba asta, ura și fără de legea sau lipsa de lege, unde se întâmplă prima dată? În sufletul omului. Se formează o cultură de felul acesta. Oamenii sunt învățați în felul acesta. Hollywoodul, media, îi pun pe oameni de fiecare dată să construiască o astfel de realitate a urii, a violenței, a lipsei de lege, spunând că asta e de fapt libertate. Și spiritul de anarhie în felul acesta pătrunde la nivel social și Tabloul pe care inspirația ni l-a dat despre lumea dinainte de potop reprezintă starea lumii de astăzi. Ce-o fi fost înainte de potop? Oamenii mâncau, beau, se însorau, se măritau. nu e așa azi? Este un fel de societate triumfalistă în care totul este roz, este extraordinar. Cu toate acestea, războiul din suflet este scânteia pentru războiul din afară. Să știți că cele două au legătură. Din cauza asta Dumnezeu spune, este cazul ca orice moment de pace și de vindecare să înceapă din suflet. Câte vreme omul nu va fi tămăduit din lăuntru de fiecare dată, spiritul acesta de război va clocoti în societate. Oriunde își va găsi un loc de manifestare. Din cauza asta ne întrebăm cât de mult semănăm cu lumea dinainte de potop. Cât de mult. Războiul este oribil din punctul nostru de vedere, în același timp, reprezintă delectarea Spiritului Demonic. Când Îngerul Harului își strânge aripile și pleacă, Satana va săvârși faptele ticăloase pe care de mult timp a dorit să le facă. A fost ținut în frâu, a fost oprit. Dumnezeu nu i-a dat voie să se manifeste furtuni, uragane, război, vărsare de sânge. În aceste lucruri se desfată El. Și așa adună El recolta Lui. Spuneți-mi, vă rog, ce e războiul ăsta? Ce reprezintă? Auziți? Recolta Lui. Suflete, secerate în ură, în violență, în sânge. Sunt suflete care vor trece din păcate. Și ele hotarul Harului și vor trece, vor fi secerate de partea Lui. Mă întreb de ce toate astea? Ca și concluzie de până acum îngerii țin cele patru vânturi în frâu până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați. Punctul numărul doi Îngerul Harului totuși nu mai poate rămâne mult ca să adăpostească pe păcătoși și judecățile lui Dumnezeu vor urma una după alta în succesiune rapidă, foc, inundații, cu tremure, război, vărsare de sânge. 3. Indicii ale îngrămădirii focurilor urii și lipsei de legi care odată ce au scăpat de sub control vor umple pământul cu tulburare și pustire. Războiul nu este altceva decât un indiciu al stării extrem de agresive, neliniștite, nemulțumite, în care se află spiritul uman sau sufletul uman. Filozofia vorbește de multă vreme că noi suntem într-o zonă a disperării. Și disperați fiind, nu ne mai pasă de niciun fel. Da? Punctul 4. Furtuni, uragane, război, vărsare de sânge. În aceste lucruri se desfată el. Adică cine? Satan. Și astfel adună el recolta lui. Nu există nici un alt mediu în care el să poată să se manifeste mai eficient decât războiul acesta. Să nu uităm că el a pornit un război în cer. Să nu uităm că aceasta ar fi fost starea Universului dacă Dumnezeu i-ar fi dat mână liberă lui Satan. Sau dacă ar fi avut cel mai mic câștig în cauza pe care o reprezenta. Că ce se întâmplă acum pe Pământ? Și încă o dată întreb. Bine, frate, și noi, noi ce facem? Citatul care urmează, îmi place foarte mult. Este un citat care l-am mai studiat împreună, dar este un citat care este tot atât de incredibil pe cum a pornit războiul dinspre Rusia spre Ucraina. Și în timp ce Satan lucrează în felul acesta, se pare că și Dumnezeu vrea să lucreze în același fel, surprinzător. Înainte să citim și înainte să ne gândim la lucrul acesta, întrebarea mea este: oameni buni, frații mei, surorile mele, avem de gând ca și în sufletul nostru se întâmple ceva tot atât de uluitor, tot atât de dramatic, precum și războiul ăsta care s-a început? Dacă războiul a început așa din punct de vedere al secerișului celui rău, oare n-ar trebui să înceapă în sufletul meu și în sufletul dumneavoastră ceva contrasens care să-l reprezinte pe Dumnezeu, dar tot așa de dramatic, tot așa de puternic? Iată provocarea. Mărturii, volumul 1, pagina 268. Mi-au fost arătați locuitorii pământului, aflați în cea mai mare confuzie, război, vărsare de sânge, lipsuri, nevoi, foamete, molime, erau pretutinde în țară, pe măsură ce aceste lucruri înconjurau poporul lui Dumnezeu. Și de aici începe partea frumoasă. vi amintiți? Ei au început să strângă rândurile. Un, să lase de o parte micile lor greutăți, probleme. Pentru că frații mei, așa e viața noastră. Ne gândim la pensie să avem o pensie. Ne gândim să avem o casă. Ne gândim să ne fie bine. Ne gândim copiii să meargă și ei mai departe. Nimic rău în toate astea. Dar dumneavoastră știți ce înseamnă un război. Știți? Un război înseamnă să te trezești singur, fără nimic. Și să fii prea bătrân ca să mai iei de la capăt, să fii prea puternic să mai iei de la capăt și să trebuiască să trăiești Așa cum i-ați văzut pe oamenii ăștia trecând dintr-o parte într alta Și atunci, n-ar trebui să spunem că greutățile noastre nu sunt greutăți? N-ar trebui să facem asta? Preocuparea pentru sine nu-i mai stăpânea. Ce rostare să mă îngrijorez de mine, să mă preocup de mine, când până la urmă nu pot rezolva nimic prin această preocupare, Adânca umilință i-a luat locul. Oare n-ar trebui să ne, să ne, umilim înaintea lui Dumnezeu pentru că este singurul care ne ține în mână? Suferința, necazuri, lipsurile au determinat rațiunea să-și reocupe locul pe tron. Frații mei, unde se întâmplă lucrurile astea toate? Unde se întâmplă? Zice, rațiunea și-a reocupat locul pe tron. Unde se întâmplă treaba asta? Poftiți? Textul spune, în biserică se întâmplă lucrul ăsta. În biserică va veni o vreme când rațiunea își va reocupa locul ei. Deci înseamnă că am îngăduit ca să fim și iraționali în biserică. Am îngăduit să fim mândri, am îngăduit să ne preocupăm de noi înșine, ne-am ne îngăduit să avem micile noastre greutăți care ne-au făcut să nu mai gândim pur și simplu. Să nu mai gândim, să nu ne mai asociem unul cu celălalt, să nu, ne mai, să nu mai fim una unul cu celălalt. Iar omul care înainte fusese pătimaș și fără judecată a devenit sănătos întreg în ceea ce privește facultățile mintale și acționa cu discreție și umilință. Asta ar fi ar fi preocuparea și dorința lui Dumnezeu în legătură cu noi. Când se întâmplă toate lucrurile astea, uitați-vă în partea de sus, război, lipsuri, nevoi, foamete. Toate acestea ar trebui să contribuie la trezirea poporului Dumnezeu. Adică, poporul ar trebui să se scutură odată și ca fiul risipitor să zică și a venit în fire și a zis nu mai mă preocupă lucrurile astea mici care mă țin în loc, mă preocupă altceva. Ar trebui ca rațiunea, gândirea să-și facă lucrarea ei. O gândire pe care Dumnezeu o să conduce. În mărturii, volumul 9, pagina 20, 27. Fiecare membru al Bisericii care cunoaște adevărul e așteptat să lucreze cât mai e ziua, deoarece vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Fiți atenți acum, peste scurt timp vom înțelege ce înseamnă noaptea aceea. Când nu se mai poate lucra. Peste scurt timp vom înțelege ce înseamnă noaptea aceea. Duhul lui Dumnezeu e întristat, se retrage de pe pământ, națiunile sunt mâniate una pe alta, se fac intense pregătiri pentru război. Acum îl avem. Noaptea s-a apropiat, biserica trebuie să se trezească, să pornească, să-și facă lucrarea încredințată. Fiecare credincios, educat sau nu, trebuie să ducă solia unei lumi întregi. Ce să-i spun, frate? Spune! Ce te-a învățat Dumnezeu? Veșnicia se întinde înaintea noastră, perdea e gata să se ridice. La ce ne gândim noi când ne agățăm de egoista noastră plăcere de viață tihnită în timp ce pretutinde în jurul nostru pierd suflete? Au devenit inimile noastre cu totul dure. Nu putem noi vedea și înțelege că avem o lucrare de făcut în folosul altora. Fraților și surorilor sunteți voi printre aceia care, deși au ochi, nu văd și deși au urechi, nu aud? Este oare în zadar că Dumnezeu va a dat o cunoaștere a voinței sale? E în zadar că El va a trimis avertizare după avertizare cu privire la apropierea sfârșitului? Credeți voi declarațiile cuvântului Său cu privire la ceea ce stă să vină asupra lumii? Credeți voi că judecățile lui Dumnezeu atârnă asupra locuitorilor pământului? Atunci, cum puteți sta comozi, fără grijă și indiferență? Eu m-aș speria și n-aș putea să spun cuvintele astea. N-aș putea să vorbesc în felul acesta. Cu toate astea, cuvintele astea ne-au fost spuse. Și ne-au fost spuse de peste 100 de ani. Iar ele reprezintă provocarea pentru noi. În viziune de noapte, mi-a trecut pe dinainte o scenă foarte impresionantă. aceeași mărturii volumul 9, de data asta pagina 28. Am văzut un imens glob de foc, căzând peste unele clădiri frumoase, pricinuind nimicirea lor instantanee. Am auzit pe cineva spunând, noi știam că judecățile lui Dumnezeu vin asupra Pământului, dar n-am știut că vor veni atât de curând. Alții cu glasuri jalnice spuneau: Ați știut! De ce nu ne-ați spus? Noi n-am știut. De fiecare parte auzeam cuvinte de reproș. Știți textul acela care spune: Vor veni vremea când lucrurile spuse în taină vor fi rostite de pe acoperișul caselor. Când oamenii își vor reproșa unul altuia exact fapte care i-au ținut să nu se pregătească pentru momentul acesta. Apoi, am văzut pe cineva cu autoritate care vorbea adunării, unei adunări, înaintea căreia era întins o hartă a lumii. El spunea că harta, harta aceasta era via lui Dumnezeu, care trebuia să fie cultivată. Când lumina din cer strălucea asupra cuiva, acela trebuia să reflecte lumina și asupra altora. Lumini urmau să fie aprinse în multe locuri, de la luminile acestea, și alte lumini urmau să fie aprinse. Am văzut raze de lumină strălucind din orașe și sate, din locurile de sus și cele de jos ale pământului, cuvântul lui Dumnezeu a fost ascultat. Și drept urmare, erau monumente pentru el în fiecare oraș și sat. Adevărul lui era proclamat pretutindeni în lume. Apoi, harta aceasta a fost îndepărtată și alta a fost pusă în locul ei. Pe ea, lumina strălucea numai din puține locuri. Restul lumii era în întuneric, numai cu o licărire de lumină aici și acolo. Călăuza noastră spunea: Întunericul acesta este rezultatul faptului că oamenii au urmat propria lor cale. Ei au nutrit tendințe spre rău, moștenite sau cultivate. Ei au făcut din putere. Punerea la îndoială și căutarea de greșeli, ocupația principală a vieții lor, inima lor nu stă bine cu Dumnezeu, ei au ascuns lumina lor sub obroc. Nu știu dacă ați reținut. Dacă ați reținut elementul fundamental care împiedică răspândirea luminii. Nu știu, ați, ați băgat de seamă? Dintre o mulțime de păcate și o listă imensă care ar putea să fie scrisă, aici apar doar câteva. Vicii enumerate. Care au fost acestea? Le recitesc. Întunericul acesta este rezultatul faptului că oamenii au urmat propria cale. Au nutrit tendințe spre rău moștenite sau poate cultivate. Și au făcut din punerea la îndoială și căutarea de greșeli ocupația lor principală. Despre ce e vorba? Frate, cum să răspundești lumina dacă ocupația principală este căutarea de greșeli? doar câteva cuvinte din pagina 96, din același volum 9. Stefania, capitolul 1, versetul 2 și 3, spune Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape, gata să vină. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceasta este o zi de mânie, o zi de necaz, de groază, de pustire, de nimicire. Dumnezeu nu mai poate să rabde mai departe. Pedepsele sale încep să cadă unele după altele, în unele locuri și în curând, deosebita lui neplăcere va fi simțită în alte locuri. Vor fi o serie de evenimente care descopere că Dumnezeu este stăpân pe situație. Adevărul va fi proclamat cu o vorbire clară, fără greșeală, ca popor, noi trebuie să pregătim calea Domnului sub călăuzirea supremă a Duhului Sfânt. Evanghelia trebuie vestită în curăția ei. Dragii mei, reflexul pe care ar putea să-l cultivăm în momentul acesta este un reflex de deznădejde, de teamă și de descurajare. Vă rog să observați: Cuvântul lui Dumnezeu, în toată această situație, face un singur lucru. El spune: Când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă ochii în sus, căci izbăvirea voastră se apropie. Și mai mult decât atât, nu așteptați izbăvirea cu mâinile în sân. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Adevărul trebuie să fie rostit clar, categoric. Trebuie să fiți ca niște oglinzi, ca în momentul în care primiți lumină din partea lui Dumnezeu, să răspândiți lumină la cei din jur, reflectați lumina lui Isus Hristos. Clar, puternic. Biserica trebuie să se trezească. Eu trebuie să las problemele care m-a despărțit de fratele sau de sora mea, să le las la o parte, micile mele greutăți care mă făceau să împlin de milă, trebuie să le las la o parte. Să nu, mă, să nu mă mai ocup de mine, ci să mă ocup de ce? Imaginea aceasta că lumea e o mare de dentuneric care are nevoie de lumină, trebuie să mă urmărească în continuu. Războiul nu este cel mai rău lucru care se poate întâmpla în această lume. Mai rău decât războiul în această lume. Este lipsa cuvântului lui Dumnezeu, care este rezultatul celuilalt război, mai mare decât acesta. Și dacă războiul despre care vorbim acum se întâmplă undeva în Ucraina, războiul acela mare despre care vorbim se întâmplă unde? Aici. Se întâmplă cu mine aici. Și eu sunt acela care sunt angajat în acest război pe prima linie. Și dacă cred că bătălia nu se duce, atunci mă înșel. Dacă cred că satan nu-și aruncă umbra lui sfidătoare între mine și Domnul Isus Hristos, atunci mă înșel. Din cauza asta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă acum când cismele războiului se aud în Europa, Biserica trebuie să se trezească. Eu trebuie să văd ce o să fac cu mine. Dumneavoastră trebuie să vedeți ce faceți fiecare cu dumneavoastră. Evident, în lumina lui Isus Hristos. Dumnezeu să ne pune într-o zonă de seriozitate. Dumnezeu să ne pune într-o zonă de cercetare. Și Dumnezeu să ne pună sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, pentru că în momentele astea să ne dăm seama că harul pe care încă îl mai avem e o comoară pe care trebuie să o folosim din harul lui Iisus Hristos. Amin. Invit să ne rugăm. Tatăl nostru sub semnele vremurilor care ne vorbesc despre faptul că vara se apropie și că venirea ta este la uși, ne-am ridicat Doamne pe picioarele noastre și am dorit ca să ne ridicăm împreună cu frații și surorile noastre în întregime pentru a ne pune, Doamne, viața și sufletul la dispoziția Ta. Îți mulțumim pentru providența Ta, îți mulțumim pentru că ne ferești pe noi aici și încă ne ții sub paza și sub protecția Ta. Ne rugăm pentru cei care suferă în momentul acesta și care aleargă dintr-o parte într-alta în disperarea lor căutând un loc de adăpost. Fi Doamne, cu ei Ține în frâu puterile acestea ale urii, puterile acestea distructive care se manifestă acum atât de aproape de țara noastră. Intervin, o părinte, și dacă se mai poate face ceva, oprește vântul acesta de rău care bate. Apoi, ajută-ne să înțelegem că. Dacă mai avem timp, ar trebui să folosim timpul acesta nu pentru noi și nu pentru a mai aduna câte ceva, ci ar trebui să folosim timpul ăsta ca să adunăm pentru împărăția ta. Oameni, suflete, să fie prada de război pe care să ne-o dai tu. Văd Tată, să ne aducem aminte de prietenii, de rudele, de iubiții noștri. Și cum putem, Părinte, să batem încă o dată la ușa inimilor pentru a le trimite lumină, pentru a le vorbi despre Isus Hristos, pentru a le vorbi despre timpul pe care îl trăim și despre faptul că avem un cer de câștigat și o lume întreagă de care trebuie să ne ferim și să ne scăpăm suflet. Rămâi cu noi mai departe, în numele și în meritele Domnului Isus. Amin.